Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Suntem pe Tannenberg, singurei, pacilișa, și n-am mai intrat pe Tannenberg de o grămadă de vreme. Nu mai știu care e statusul, vreau să văd ce terenuri mai avem noi aici de făcut. Știu că erau unele care le făcusem și mai rămăsese câteva să le semănăm, dar nu mai știu care dintre ele. Avem, ok, deci 2 și 1 au rămas să fie semănate, 3 este ok. Nice, ok, bun. Hai să facem aici. O să las pe lucrător automat să-mi fac ăsta care, ăsta e 2 și avem grâu la jumătate. Ok, hai că cred că mai funcționează, o să dau un hash. Și sărim în altceva. Ultima dată a rămas să facem acolo pădurea, dacă mai țineți voi minte, în la Vise, în stânga terenului 14. Și avem acolo niște utilaje strânse. Cred că și le văd dacă mă teleportez în ele. Ia stai un pic. Se văd pe aici, uite-le acolo. Și practic avem JCB-ul ăsta aici. Și câteva. Avem și mașineria de plantat, avem și niște puieți, deși sunt prea puține, așa că o să trebuiască să mai cumpărăm pe parcurs. Ia, cât sunt? Da, sunt extrem de puțin și tot terenul ăsta ce-l vedeți voi aici o să-l transform eu într-o pădure. O să trebuiască să mai aducem și cred că o să merg cu JCB-ul, nu știu sigur. Sau să aducem noi alt tractor. Hai să aducem alt tractor, ia. Am ceva pe acasă aproape. Să merg cu ăsta? Hai să mergem cu ăsta micuțul. Chestia e că trebuie să aducem un plug. O să trebuiască să folosim și un plug și o semănătoare, deci ambele trebuie să le aducem. Și o să folosim plugul pentru a face niște drumulețe. O să fie foarte, foarte tare pe acolo cu drumulețele. Să vedeți voi cu... O să plantăm niște grâu pe margini, chestii trebuie, o să fie interesant rău de tot, mai ales dacă nu ați văzut seria de Gumsting, când am făcut pădurea artificială, că îi putem zice pădurea artificială. Așa, hai să vedem care-i treaba cu New Holland-ul la 55%. Nu știu sigur dacă s-a blocat. Nu, hai că se mișcă, e încă pe 2 și nu, încă nu s-a blocat. Bun, eu ca să ajung acum, hai de capul meu cât am de mers. Ok, iau în față, dreapta, după care din nou dreapta. Cred, ia stai. Da, cred că din nou dreapta, o luăm pe aici. Ok. Trebuie să merg cu harta, că altfel n-am nicio șansă. Să o luăm la stânga pe aici? Ia, hai să o luăm pe stânga. Drumul ăsta e cel mai, popular. E cel mai utilizat de mine. Și cred că e un drum mai de țară, așa. Băi, știi ce? Hai să economisim puțin drum, dar sper să nu mă bage undeva cu gard. Dacă ies undeva cu gard, m-am dus. Deci, it's not good. Stai așa că trebuie să iau un pic pe la asta. Am gard pe aici? Dacă am gard, m-am dus. A? E ceva? Nu. Să nu faceți asta. Eu iau pe tarla pur și simplu, dar starlale mele, așa că nu-i bai. Nu-i problemă. Și bărbița era bună, până ne aduc pe bărbița jos acolo la Vies, la 9, o să dureze o grămadă de vreme. Ia, yeah. No, uite așa, cam așa îndreptat. Ia, aveți și pădurici asta? Uite, puteam să cumpărăm și 8 și făceam din 8 o pădure, dar n-ai văzut, da? E frumos acolo, la în stânga lui 14. Oricum, nici prea mare nu e neapărat bună, pentru că... Ce faci cu ea? Tai lemne, dar după aia tot trebuie să le plantești, știi? Și mai ales că noi mai avem pădure, adică asta ce o facem nu e singura pe care o deținem. Și atunci se leagă totul cap la cap. Față și cumva la dreapta, dar nu știu sigur dacă pot să trec liniile alea. Ia. Pot să trec pe aici? Băi, tractorul ăsta se descurcă destul de bine, adică it's ok. Wow, tocmai ce-l lăudasem. Ia stai, hai să căutăm JCB. Uite la aici. ZJCB, ZJSUSHI. Punem aici tractorașul mic, o să-l las deocamdată pentru că nu am nevoie de el și trebuie să ne facem un plan de bătaie. Bun. Pe unde venim noi cel mai des? Avem vreun drum de aici de care putem conecta drumul principal? Practic eu trebuie să am un drum principal care să străbată pădurea pe jumătate. Știi? Și să am o parte în stânga, o parte în dreapta a pădurii și eventual după aia mai facem câteva anexe. Aha, uite drumul ăsta. Drumul ăsta pleacă de la... stradă și vine fix colea. Dacă ne-am putea rupe de el puțin, ia, hai să facem chestia asta. Bun, hai că acum vedeți cum se fac, că am primit întrebarea asta de 1000 de ori și anume cum să dau cu plugul să creez terenul noi, pentru că nu merge. Merge, doar că trebuie să apeși pe O pentru a selecta opțiunea de a crea terenuri noi. Că altfel nu dai cu plugul decât pe terenuri deja create.
Chestia asta e o măsură de siguranță, să nu mergi tu cu plugul așa pe hartă și să strici totul, știi? Deci, din cauza asta e făcută. Cred că cel mai indicat ar fi să venim oarecum cam din partea asta. E de așa. Ia stai. Sau nu, că eu vreau și pe stânga și pe dreapta să avem lucruri frumoase. Și dacă vin așa... După care trebuie să încerc să fac o linie cât mai dreaptă până în față de tot. Bun, stai așa, stai. Să punem plugul, uite aici, pac. O să selectez F1 pentru options și avem allow create fields, tasta 0, boing. De acum, dacă voi merge în față, o să creez teren nou. Hai! Și boing. Ok, hai că am intrat puțin acolo în... în drumulețul ăla, dar n-are nicam. Oricum trebuie să mai vin o dată, pentru că e prea îngust ce facem noi aici. Și trebuie doar să țin în față. You don't own these fields. Sper că pot să dau cu... Pot. I think so. Nu știu de ce mi-a zis you don't own this field. Pentru că viese înseamnă câmp, nu? Sau ceva, nu știu. Iarbă, habar n-am. Chestia e că nu e un teren pe care poți să-l cumperi. Și ar fi trebuit să pot să umblu pe el. Bun, o să trag o linie până aici. După care trebuie să facem încă una de întoarcere și după aia încă două anexe. O să vedeți voi într-o clipită. Până aici. Bun, ridicăm azi. Și acum stai așa, hai să ne întoarcem pe care cred că pe dreapta ar fi cel mai bine să o facem. Uite așa. Și mai facem și aici unul. Poink. Merge așa? Ha? Ia stai o leac. Încadrat cât mai pe margine. Aș putea, de exemplu, să fac două. Știi ce e asta? E puțin. Aș putea să fac două. Aș putea să fac cu iarbă pe mijloc și atunci ar fi și mai interesant. Ia stai. Doar că acum trebuie să fac pauza aia cât mai bună. Cât mai perfectă. Hai, dăm un V. Mere așa? Nu prea-mi dau seama. Ia stai. Hai, uite așa că acum se vede bine. Ok, și mai controlez din direcție distanța, da? Mere așa, mere, opa, ia uite, am intrat în el, hop. Ai văzut? Trebuie să las un pic distanța aici. Păi arată bine deocamdată, arată bine, bine de tot chiar. Pentru că nu vreau să am pe mijloc iarbă în continuu, știi? Vreau să fie câteva părticele în care am intrat în ea. Că nu e natural să fie totul simetric, știi? A? Merge așa? Yep, pare că merge. Să vedeți voi ce drumuri mișto, ce facem aici. Și nu lăsăm așa cu textura asta de arat. O să dăm după aia cu semănat peste, știi? Și o să arate foarte bine. Cu cultivat, de fapt, că avem și cultivator, dacă nu mă înșel. Și o să arate demențial. Ia stai că acum e cu troc. Până acilișom. Îi dăm un V. Mere? Dar a rămas aici, nu știu, e prea... I don't like it. I don't like it. Trebuie să iau și bucățica asta. Stai așa. Și acum dacă o pun jos, stric ceva? Ia stai, hai să încercăm. Hop. Mere. Gata, hai că am luat. Hai încă un puțin. Gata. Sus. Asta e drumul, e perfect. Nu știu care e treaba aici, de ce nu s-a luat bucățica asta. Aș vrea să iau și pe asta. Ia stai. Îi dăm un V. I know, uite, sau poate fiindcă am intrat în... Ba nu, a mers acum, a mers. Credeam că am intrat în aria aia în care îmi zice că nu am drepturi la terenul ăsta. Bun, deci ăsta e drumul, v-am zis, nu o să lăsăm așa, îi dăm după aia cu cultivatorul și o să arate mult mai mișto-ac. După care trebuie să facem o bază, o zonă centrală, eu așa îi spun, o zonă centrală, practic aici trebuie să fie o zonă centrală. Și zonele centrale de obicei le-am făcut pe rotund. Așa că o să intrăm așa frumos și facem o zonă centrală în care ne mai parcăm noi utilajele, știi? Nu o să o fac foarte mare, dar doar un pic așa. Și o să o fac doar pe partea asta. Și mai mult rectangular așa, știi? Un pic pătrățoasă cu niște colțuri rotunjoare. Hai să o ridicăm sus. Și zona asta trebuie să o arăm toată, pentru că după aia vine semănată și o să arate ca și cum am avea niște noroi pe acolo, chestii, treburi interesante. Să vedeți voi. Așa. Și de preferat, ia stai, că am venit o idee. De preferat să lăsăm și un perete.
Dar am putea să... A, știi ce? Hai să-l facem, hai să facem toată cu o arată așa și facem peretele ăla de altă plantă, să nu facem tot de iarbă și o să arate superb, superb. Acum, na, durează un pic până când umplem rotunjorul ăsta. Oricum, o pădure de gabaritul ăsta nu se naște așa peste noapte. Țin minte pe aia de pe Gumsting, holy shit, man, am lucrat la ea, fai de capă, cred că vreo două zile. Dar am stat, am jucat, cred că 4 sau 6 ore într-o zi, în continuu doar la pădure. Deci, și am încercat lucruri, știi, din cauza asta, eu deja știu cum să fac drumurile și toate astea, pentru că am, am testat pe pădurea aia să vedem care sunt cele mai optime lucruri și care sunt cele mai frumoase, așa, știi, când te uiți la ele. Vă spun o chestie interesantă și anume cei de la Farming Simulator 15, cei de la Giants, dăduseră retweet la un tweet al unui gamer care făcuse un fel de îngrădise cu lemne, pur și simplu, de, adică le tăiase și pe aia le ridicase, știi, cu forklift-ul, chestii, și mi s-a părut amuzat pentru că noi am făcut asta atât de, de foarte mult timp am făcut chestia asta, tot pe Gumsting am făcut-o și pe asta. Deci e super, super veche. Încă o chestie, că am zis că toată lumea mă bate la cap de chestia asta, și anume Farming Simulator 17, a apărut Farming Simulator 17, nu neapărat Farming Simulator 17, apare prin octombrie, dacă nu mă înșel, pe 20 ceva, nu mai știu exact minte. Oricum, vedeți pe site oficial, e acolo data de lansare, puteți să-i dați pre-order, nu înțeleg de ce ați face-o, dar în fine. Și, logic, a apărut trailerul, dar... n-avem niciun gameplay până acum, adică trailerul, și trailerul, nu știu ce să zic, e jumate, e presărat cu filmări reale și jumate cu filmări care nu cred că sunt in-game, pentru că sunt multe detalii pe acolo pe care eu sunt convins că n-au cum să le reproducă cei de la Giants. Așa că țineți cu încheiere un trailer și de foarte puține ori bat trailerele cu gameplay-ul actual. Acum, na. Așa, deci că s-ar, na, ne-au dat câteva indicii, na, din trailer, ce utilaje noi o să bage, cum ar fi Massey Ferguson și alte drăcii de-astea, dar pentru cei ca noi care jucăm cu moduri, nu e ceva special. Gata, hai că am terminat aici. Asta e zona în care noi o să ne parcăm zăutilaje și trebuie să mai facem un drum până în partea cealaltă, pentru că aici o să vină numai copaci. Și noi practic făceam chestia asta prin moduri, chiar am zis, o să ajungem cu modurile să facem din FS15 un joc mai bun ca gameplay decât o să fie FS17. Și da, din trailer n-am aflat mare brânză. E practic grafica, din câte am văzut, e mai frumoasă, dar cum am zis, e un trailer, așa că slabe șanse să bată 100% cu gameplay-ul actual. Și, mă rog, s-au mai lăudat oamenii căci că ar băga niște chestii de gameplay și de fizică noi care improve the game, știi, care îmbunătățesc jocul, dar n-au specificat ce anume la fizică, n-au specificat nimic de genul ăsta. Probabil vom vedea cum ar fi ăsta real terrain sau ceva de genul ăsta, știi, adică să mergem și noi pe arătură și să facă roțile zdrânga-zdrânga, cum deja fac, practic. Eu mă aștept la FS17 să fie un FS15 cu modurile necesare implementate deja. Deci cam așa cred eu că o să fie. Cât despre grafică, cred că sunt astea, modelele la tractoare puțin mai avansate, dar țineți cont că și prin moduri poți obține, adică sunt unele moduri frățoare, deci cu animații la șoferi care intră pe uși, deci nebuneri de nebuneri, știi, nu așa. Și țineți cont că niciun vehicul din FS15 nu are IC, adică adică nu știu de la ce vine, de ce vine, doamne, IC-ul, stai așa. Interface ceva, nu? No? Interface control, maybe. Chestia de apeși pe space, știi, și poți să-ți controlești tu un geam, o ușă, o șmenozeală de asta. Eu mai dau puțin să mai slăbesc chiar basta. Să părul mie puțin cam grosuță. Uite așa. Mere? Ia. Yeah. Da, mult mai bine acum, mult mai bine. Și cam asta e statusul cu FST 17. Doar atât, altceva nu avem. Asta a fost, trailerul a fost prezentat la E3 anul ăsta. Vedem, o să mai fie de-astea convenții de gaming în curând.
în curând, adică nu atât de curând, dar vom vedea, nu știu exact dacă vor mai lansa ceva, habar n-am. Oricum, până în octombrie, frățioare, adică au timp o grămadă. Trailerul ăla nu mi-a plăcut deloc, adică jumătate din trailer sunt... sunt astea reale, sunt videoclipuri reale. Practic au vrut să fac așa o comparație cu realitatea și să vedem că nu e mare brânză, știi, cum că e într-adevăr un simulator foarte exact. Ceea ce I don't know. JCB-ul ăsta trebuie să-l ducem acasă, să luăm un cultivator și să venim cu cultivatorul pe aici, să facem terenurile astea frumoase, după care o să venim cu, avem aici deja plantatorul 2000, utilajul care plantează copaci. Și după aia dăm drumul să plantăm. Oricum partea grea am făcut, o să vină partea mai plictisitoare. Asta e drumul, o să fie pădurea tăiată pe mijloc. În stânga un drum anex, în dreapta avem spațiu de depozitare al vehiculului, care zice că e superb, e ok și putem să facem multe lucruri pe acolo care să fie interesante. Bun, atâta pentru episodul de azi, sper că v-a plăcut, iar până data viitoare, v-am salutat! Dacă ți-a plăcut și vrei să vezi și episoadele următoare, nu uita să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu tot ce e nou, vizitează pagina Bărbosului de Facebook. Și nu uita, un like este imens apreciat!